Bună ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori! Vă spunem din nou din studioul nostru Orizont TV de la Târgu Lăpuș. De această dată vă salutăm de aici, înconjurată de aceleași fete frumoase pe care le vedeți de fiecare dată alături de mine și, bineînțeles, cred că în primul rând o să vedeți prima imagine pe care a apărut de la începutul emisiunii a fost alături de Carina Miriam Buda, pe care cu siguranță că vă aduceți aminte din emisiunile trecute. Ea stă aici lângă mine pentru că noi astăzi o sărbătorim tocmai pe ea, îi sărbătorim ziua și vreau să spun, Carina, la mulți ani, multă sănătate, fericire și, bineînțeles, mult, mult succes pe drumul acesta frumos al cântecului și nu numai, mult succes la școală și mult succes în tot ceea ce tu vei dori să faci în viață. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte adresate. Cuvintele sunt frumoase pentru că și tu la rândul tău ai o activitate frumoasă și pentru asta doresc să te felicit. Te-am felicitat alături de colegele tale și în emisiunile trecute, dar astăzi cu atât mai mult voi dori să discutăm puțin mai mult despre tine și despre ceea ce faci tu și sunt sigură că telespectatorii noștri o să-mi dea dreptate și o să vadă de ce aceste cuvinte frumoase n-au fost puse doar așa pentru a te lăuda. Pentru că în spatele acestei activități frumoase pe care tu o ai, faci niște eforturi foarte mari. Așa faci tu și așa fac și colegile tale, doar că astăzi, repet, o să ne ocupăm puțin mai mult de activitatea ta pentru că tu ești sărbătorita și mă bucur foarte, foarte mult că alături de tine, uite, sunt colegele și prietenile tale, pentru că pot să le spun așa, nu? Da. Nu sunteți doar colege, sunteți prietene și mă bucur tare mult că astăzi ne-am adunat aici să te sărbătorim pe tine. Ești o fată hărnicuță și silitoare și sunt sigură că cu perseverență și dacă vei rămâne tot așa, sunt sigură că vei face lucruri mari. Și sper să-ți aduci aminte și de noi peste ani și ani, când, de ce nu, o să cânți pe mari scene ale lumii și o să-ți aduci aminte și de noi, de domnii profesori și de colegile tale, sau poate că vei fi dusă cu ele în turnee, știu eu, pe unde-ți fi voi, să mai dați așa câte un semn de viață. Bun, eu vă doresc, la toate vă doresc acest lucru, și vă doresc să ajungeți acolo unde v-ați propus voi. Și nu uitați să vă fixați țeluri cât mai înalte, pentru că atunci cu cât vă veți fixa niște țeluri mai înalte, cu atât o să urcați mai sus. Bun, hai să le salutăm și pe colegile tale care sunt alături și o să te rog să dai microfonul mai departe și spun bine ai venit, Gabriela Ungur. Bine v-am găsit. Și te rog să-i tot spui Carinei cuvintele frumoase pe care știu că ți le-ai pregătit pentru ea. Carine, vreau să-ți spun sincer și călduros la mulți ani și tot ce îți dorești în viață. Să ai succes în continuare cu muzica. Așa, și spune-mi, te rog frumos, cărui fapt se datorează ținuta aceasta atât de elegantă, pentru că de obicei, nici nu știu dacă te-au recunoscut telespectatorii, pentru că tu vii îmbrăcată în frumosul costum popular și de această dată ai o rochiță elegantă pe tine. De unde vii tu acum? Eu vin de la banchetul clasei a patra. Deci termină Gabriela clasa a patra și are banchetul. Felicitări! Felicitări. Mulțumesc. Și vouă, care ați încheiat cu bine, cred că toate ați încheiat cu bine anul școlar, nu? Și cu medii mari, mă bucur, sunt mândră de voi, felicitări! Și iată că Gabriela mi-a spus, într-adevăr, că astăzi are banchetul, dar a ținut neapărat să fie alături de Carina. Și mă bucur foarte, foarte mult că ți-ai rupt așa o părticică din timpul tău, aglomerat de astăzi, și ești alături de ea. Și am zis că atunci acceptăm așa să vină în rochiță și îmbrăcată elegant. N-am mai trimis-o acasă să se schimbe, dar dumneavoastră o știți, o cunoașteți și ați văzut-o în frumosul costum popular de Lăpuș pe care ea îl poartă. Mai departe, lângă ea, avem o altă fată frumoasă și o domnișoară deja. Ea se numește Adriana Muste și sunt sigur că și pe ea vă reamintiți, îmbrăcată cu un alt costum minunat, că în fiecare emisiune mă impresionează cu câte costume, că vine tot cu câte un costum nou. Bine ai revenit în emisiunea Adriana Muste. Bună ziua și bine v-am regăsit. Carina, vreau să-ți urez un sincer și un călduros la mulți ani. Îți doresc să ți se împlinească toate visele și mult succes pe drumul cântecului. Îți mulțumesc foarte mult. Așa. Și mai departe, lângă Adriana, o lăpușancă frumoasă, ungurenășiță, frumoasă de-a noastră, este, bineînțeles, Andra Buda, care este alături de Carina. Astăzi, că v-am spus eu, că Carina de jumătate îi din Ungureni, tata e din Ungureni, este jumătate ungurenășiță, jumătate rogojancă. Și fetele de la Ungureni sunt alături de ea, este aici și Gabriela Buda, o să vă prezint imediat. Bine ai venit, Andra, în emisiune! Bună ziua și bine v-am regăsit! Carina, îți urez un sincer și călduros la mulți ani și toate visele să ți se îndeplinească!
Foarte frumoase cuvinte primești din partea colegelor. Trimite-mi puțin microfonul aici, că o să vreau să merg și în partea cealaltă. Uite așa. Și o să spun bine ai venit, Roxana Bude. Și Roxana este alături de Carina astăzi. Mă bucur că ești alături bine de noi. Bine v-am regăsit. Carina, în primul rând, doresc să-ți mulțumesc pentru invitație și să-ți urez un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate și tot binele din lume, pentru că meriți. Ești o fată minunată. Îți mulțumesc foarte mult. Așa. Și vă spuneam mai înainte că mai avem o îngurăneșiță frumoasă aici alături de noi. Este Gabriela Buda, care, bineînțeles, este și ea alături de Carina astăzi când își sărbătorește ziua de naștere. Bine ai venit, Gabriela! Bine v-am regăsit! Carina, vreau să îți urez un sincer și călduros la mulți ani și succes pe drumul cântecului! Mulțumesc mult! Așa, îți dau ocazia să le mulțumești la fiecare în parte. Și aici în capăt avem pe cine? Pe Victoria, care nu putea să lipsească și ea, bineînțeles, la ziua ta. Victoria Petrenciuc, vă aduceți aminte și pe ea din emisiunile trecute, pentru că fetele acestea frumoase, de fiecare dată când avem emisiune aniversară, sunt prezente și spun de fiecare dată da și își fac timp pentru colegele lor. Și pentru asta, dragile mele, vă felicit pentru acest... Este un fel de solidaritate, ca să spun așa, pentru colegele voastre și pentru faptul că vă faceți timp să le fiți alături în momentele importante din viața lor. Felicitări! Bine ai revenit în emisiune, Victoria Petrenciuc! Bună ziua și bine v-am regăsit! Carina, vreau să-ți mulțumesc pentru invitație și să ai parte doar de succese și tot ce îți dorești tu. Mulțumesc foarte mult! Te emoționează cuvintele? Da, și le mulțumesc pentru aceste cuvinte. Trimite-mi, te rog, microfonul, că acum o să vreau să vorbesc puțin cu Carina. Tu ești mai emoționată, cred că acum, pentru că tu ai o perioadă foarte aglomerată. Da. Și cu niște peripeții aparte. Astăzi, adică astăzi, în această perioadă, inclusiv astăzi a avut câteva filmări, Carina a fost foarte, foarte prinsă cu filmarea celor două videoclipuri noi pe care vi le promitea în emisiunile trecute. A reușit deja a finalizat două cântece noi și a reușit și să filmeze cele două videoclipuri pe care abia așteptăm să vi le prezentăm și dumneavoastră. Spune-le, Carina, telespectatorilor, despre ce cântece este vorba, cum se numesc ele? Unul dintre ele este Ciudălila 2-3 și celălalt La fântână sub răzor. Așa, și spune pe cine ai avut alături la videoclipuri? Am avut ca și instrumentiști Denis Herman, Sergiu și domn profesor. Le mulțumesc pentru că au putut participa. Și la Denis îi mulțumim suplimentar pentru ce? El a fost drăguțul în videoclipurile mele. El a fost drăguțul în videoclipurile Carine, el a jucat rolul bădiței, da? Da. Și au fost foarte frumoși împreună, abia aștept să vedeți videoclipurile, au fost niște imagini foarte, foarte frumoase și sunt sigur că o să iasă și videoclipurile la fel de frumoase, la fel de frumoase ca voi. Mulțumesc! Așa, și am avut și dansatori și a fost acolo multă mișcare, multă lume. Da. Și mobilizare și a fost foarte frumos, am prins și vreme bună și am reușit de le-am filmat. Ne bucurăm pentru acest lucru și mai ales unul dintre cele două videoclipuri cu La fântână sub răzor. Da? Ce-a făcut mama? Mama a umblat disperată ultimele vreo 3 săptămâni, cred că, sau de o lună, tot caută o fântână sub un răzor și a reușit să o găsească la Cupșeni. Cupșeni. Așa, și toată echipa, împreună cu colegul nostru Liviu Bratosin și cu colegul lui Bogdan, ne-am dus la fântână sub răzor și alături, bineînțeles, de Marcel Bot, da? Care a participat și în videoclip, că la al doilea videoclip a fost și cu rol de instrumentist. Și am găsit fântâna sub răzor, de fapt a găsit-o Anca, mama Carinei, fântâna de sub răzor și ne-am dus fain frumos la fântână sub răzor și am făcut și fân și cred că Denis atunci a tras primele brazde, o cosit pentru prima oară în viața lui, nu? Da. Și tu pentru prima oară ai întors fânul atunci. Da, am întors pentru prima și tu ai întors pentru prima oară fânul. Na, îți bune și videoclipurile astea la ceva, că vă învață și una alta, nu? Da. Așa, sunt constructive. Victoria, cred că e sătulă de fân. Da. Tu ești sătulă de fân. Victoria participă în fiecare vară la făcut de baloți, la fân, foarte harnică, da? Pe voi, cred că vă mai menajează așa câte un pic. Așa, așa, așa. Ați mai prins și voi. Nu trebuie neapărat să lucrați foarte mult, dar e bine să știți cât e ceva din fiecare lucru, că nu se știe niciodată când vă prinde bine. Ia uite, de exemplu, acum Carina o lua furca în mână și am zis către ea, dar ce fac acum? Păi zic că îl întorci, îl iei și îl pui, uite așa, Denis o lua coasa, dar cum trebuie, dar hai că trebuie să ascuți coasa. Dar cum trebuie să ascuți coasa? Păi ia uite așa. Și i-a arătat Marcel, bineînțeles, el știa,
o mai prinzi la așa zile de coasă, mai pe vremuri, când nu erau atâtea cositori din astea, așa, cu fir, și au luat fain frumos coasă, au tras niște brazi, i-a arătat și la Denis și s-a descurcat de minune. Și uite, așa au ajuns Denis la finalul videoclipului să știe să cosească. Deci am învățat câte ceva în aceste zile în care am filmat. Foarte frumoase videoclipurile, foarte frumoase imagini și momentele petrecute acolo. Și astăzi o să petrecem, dacă atunci am muncit, acum o să petrecem și o să te sărbătorim pe tine, Carina. Și mă bucur foarte, foarte tare că ai ales să-ți petreci ziua și să-ți sărbătorești ziua aici, în studioul nostru Orizont TV, împreună cu colegele tale. Mă bucur foarte mult. Spune-mi, astăzi tu o să ne cânti 4 piese. Ce piese dorești să ne cânti? Bineînțeles, cred că astea două noi, nu? În prima fază. Da, aceste două noi și celelalte două tot cântece din repertoriu personal. Vreau să și spun faptul că tu ai în repertoriul tău personal până acum 4 cântece, da? Da. 4 cântece care sunt foarte frumoase, două le-ați mai auzit în emisiunile trecute. Unul dintre ele, care dintre ele nu l-ai mai cântat deloc? La Fântână sub Brăzor. Deci La Fântână sub Brăzor va fi cântat în prima audiție astăzi, pentru că până acum nu l-am mai cântat nici într-o emisiune. Bun, eu zic așa, hai să cântăm, că de povestit am povestit. Cu voi nu povestim acum despre activitatea voastră, deși ați mai avut câte ceva și voi. Într-o emisiune viitoare o să facem, când nu neapărat o să sărbăm pe cineva anume, și atunci o să vă dau ocazia fiecăruia să ne mai spuneți mai multe lucruri despre ceea ce ați făcut în ultimul timp. Și tu ai avut timp primare nouă, Adriana, așa-i? Și tu ai avut timp primare nouă și abia aștept, și Gabriela Buda a avut. Bun, hai că o să avem și momentul tău când o să ne povestești, vreau să ne povestești mai multe. Mă gândesc că și tu o să faci videoclipuri, nu? Da. Are și Gabriela și-a îmbunătățit repertoriul personal cu 3 cântece noi. 3 cântece noi, 2 dintre ele o să le cânți astăzi? Da. Așa, și al treilea e pe drum. Bun, dragii mei, vreau să vă invit să le urmăriți pe fetii cum cântă, vreau să sărbătorim un pic, să cântăm, să ne simțim bine și după aceea mai povestim un pic cu fetele și bineînțeles că o să le mai dau ocazia fiecăruia dintre ele să mai spună câteva cuvinte. Haideți să cântăm și să ne petrecem. Dor cu dor, la 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 fântână sub șatra, mă întâlnesc eu cu badea, la 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 cu clopotiti în gustă, la 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 la. Și îmi face să am coclopu, să mă duc să întorc pe locul, la 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 la. Eu îi fac semn cu năframa să vie umbra asta, la 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 la. Eu îi fac semn cu năframa să vie umbra asta. Or lăsa lăma altora, la 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 la
viață, la 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 la. Fânul trebuie înturnat, urne bate de luat, la 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 la. Fânul trebuie căptițit și tu bate de pețit, la 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 la. Thank you.
la 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 la. Bata ce mai e luna, la 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 la. Că m-ai purtat cu vorba, la 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 la. M-ai purtat o vară întreagă, la 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 la. Și-amu zici că nu ți-e dragă, la 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 la. Și uscate, la 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 la. Și-am gândit că ai dreptate, la 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 la. Mi-ai tot spus vers și uscate, la 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 la. Și-am gândit că ai dreptate, la 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 la. Nu știu de ce te-am crezut, la 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 la. Că numai rău mi-ai făcut, la 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 la. Nu te ține bani mândru, la 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 la. Că la tăți ne vine rândul, la 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 la. Nu te ține bani mândru, la 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 la. Că la tăți ne vine rândul, la 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 la. Și iar fi rota pătrată, la 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 la. Tot să-mi vârte câteodată, la 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 la. Treci o zi, trec două, tri, la 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 la. Și de mine dur țahi, la 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 la. Treci o zi, trec două, tri, la 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 la. Și de mine dur țahi, la 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 la. M-ai lăsat pentru bogată, la 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 la. Rău ți-a păre bani odată, la 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 la. M-ai lăsat pentru vecină, la 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 la. Și pentru neagră străină, la 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 la. La 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 la. Drag ni jocul de jucat, la 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 la. Păsu mâna legănat, la 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 la. Jocul mândru numai doi, la 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 la. Cum să jocă pe la noi, la 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 la. La 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 la
ciudă lila, două, trei, la 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 la. Frunză verde a pomului, la 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 la. Ciudă lila, două, trei, la 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 la. Să poată mare o trădi, la 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 la. Cămeșă cu flori, la 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 la. Și-s dragă la feciori, la 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 la. Cam cămeșă cu flori, la 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 la. Și-s dragă la feciori, la 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 la. Zadile cu floriță suche, la 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 la. Feciori să nu mă uite, la 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 la. Am poale în patru lați, la 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 la. Cu colți mândri înconjurați, la 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 la. Am poale în patru lați, la 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 la. Cu colți mândri înconjurați, la 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 la. Și cu ele bădița e spăplac, la 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 la. Badeam eu îi lăpușan, la 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 la. Îl cunoști după suma, la la la. Badeam eu îi lăpușan, la 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 la. Îl cunoști după suman, la 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 la. După suman și cură, la 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 la. Că-i scliptesc bum de păie, la 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 la. Clop cu struț, la 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 la. Multe larbe de drăguț, la 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 la. În cap poartă clop cu struț, la 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 la. Multe larbe de drăguț, la 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 la. Că-i frumos și de omenie, la 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 la. L-ai alege dintr-o mie, la 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 la. Are vorba ca mierea, la 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 la. Nu-l las la niciuna, la 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 la. Thank you.
la 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 la. Nu vii sara pe uliță, la la la. Nici e faină, nici e treabă și nu știu de ce-ți dragă. Și nu știu de ce-ți dragă, la la la. Drăguța de lângă tine, la la la. Nu pot pune pângă mine, la la la. Uită-te, poate să vezi după cine vremea-ți pierzi. După cine vremea-ți pierzi, mă, la la la. Ba de când veneai la mine, la la la. Ai fost om, n-ai fost oricine, la la la. Cât ai fost poate cu mine, n-ai avut nicio rușine. N-ai avut nicio rușine, la la la. Am o bade, ai de tăte, vorbesc și cu arne bugăte. Vorbesc și cu arne bugăte, la la la.
gâna. Lai la 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 la. Ce ceră cu arc domnesc, lai, lai, la, zâuna să mă învârcesc, lai, lai, la, să intru în joc cu batea măi, la, 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 să înveselim lumea, lai, lai, la. Să jucăm noi amândoi, lai, lai, la, jocul mândru de la noi, lai, lai, la. Și să jucăm scuturat, măi, la, 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 la. Jocul de la noi din sat, lai, lai, la. Hai, bage, să ne învârcim, lai, lai, la. Ca mândoi ne potrivim, lai, lai, la. Să se învârtă polile, mă, la, 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 la. Să se mire hâdile, lai, lai, la. Zic hâdile că-s nebună, la, lai, la. Până-mi place voia bună, la, lai, la. Și că stare blestemată, la, 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 la. Când-mi place sărutată, la, la, la. Badea-mi eu inial coștare, la, la, la. Păsate părege n-are, la, la, la. Oricât lumea ar vă rovi, mă, la, 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 la. Eu pe badea l-o iubi, la, la, la. Oricât lumea vă rovește, la, 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 la. Bădița atât mă iubește, la, la, la. Să
viață, măi dorule dor, nici o plată nu vă luați, măi dorule dor. Eu cu bani nu voi plăti, măi dorule dor, voi cu judeca taxie, măi dorule dor. Ce-i frumos, măi, dorule, dor. Mie dacă-mi ia și bine, măi, dorule, dor, nu te-ntreb lumii pe tine, măi, dorule, dor. Mie dacă-mi ia și bine, măi, dorule, rămâi cu judecata, măi, dorule, dor. Dumnezeu ți-a face plata, măi, dorule, dor. Ori ești bogat, ori sărac, măi, dorule, dor, de tinule ai pe plac, măi, dorule, dor. Măi, dorule, dor, tăci nu le ai pe plac, măi, dorule, dor. Măi, omule, nu și rău, măi, dorule, dor, ai grijă de sufletul tău, măi, dorule, dor. Dă-i la suflet cât își ceare, măi, dorule, dor, și la inimă plăcere, măi, dorule, dor. Dă-i la suflet cât își ceare, măi, dorule, dor, și la inimă plăcere, măi, dorule, dor. Că nu-i trăi cât pământul, măi, dorule, dor, ci duce când ți-a sirându, măi, dorule, dor. Că nu-i trăi cât pământul, măi, dorule, dor, ci duce când ți-a sirându, măi, dorule, dor. Thank you.
La 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 la
viață să mă strângă, la 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 la.
Dragi telespectatori, iată ne ajungi la finalul emisiunii și am vrea să încheiem așa cum se cuvine, pentru că a avut grijă Cofetăria Dănuț din Libotin să facă un tort atât de frumos pentru Carina și prăjiturile care sunt acolo și ne așteaptă să ne bucurăm de ele, așa. Vrem să cântăm un la mulți ani pentru Carina, dar înainte de asta vreau să mai treacă încă o dată microfonul pe la fiecare dintre fete și să salutați pe cei de acasă, dragile mele, tu ultima dată, te rog, pentru că tu ești sărbătorita, tu o să închei cu saluturile. Hai să vedem, Gabriela Ungur, pe cine salutăm și cui dedici cântecele pe care le-ai cântat astăzi? Eu, în primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei mele învățătoare, Jorge Maria Daniela, pentru că ne-a învățat toate lucrurile pe care le știu și pentru că ne-a susținut și ne-a ajutat în tot. Oricum, astăzi este o zi specială, că este ziua în care te desparți de ea, pentru că e final de clasa a patra. Vreau să-mi salut colegii. Vreau să-mi salut familia, pe tatăl meu din străinătate și pe mama mea, căruia vreau să-i mulțumesc, pe fratele meu, pe toate neamurile. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră. Doamnei profesoare. Așa. Și pe cine mai saluți? Salutăm toți lăpușenii, nu? Da, pe toată lumea. Pe toată lumea, ca să nu se supere nimeni. Bun, Adriana, pe cine salutăm? Eu vreau să-mi salut familia, toate rudele. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și domnului Marcel pentru că m-ați ajutat să imprim atâtea cântece și m-ajutați cu studiul orelor. Vreau să-i mulțumesc domnului Liviu pentru că ne filmează. Vreau să-mi salut profesorii, colegii, diriginta și pe
pe toți telespectatorii care ne urmăresc. Așa, Andra? Eu vreau să o salut în primul rând pe mama mea și pe sora mea, pe doamna învățătoare Buda Veronica, pe dumneavoastră, pe domnul Marcel și pe domnul Liviu, pentru că ne filmează, și tuturor telespectatorilor. Toți telespectatorii care astăzi ne-au urmărit emisiunea. Așa, acum dăm microfonul, te rog, să îl trimit aici, în partea cealaltă. Roxana, pe cine salutăm noi? În primul rând, doresc să-mi salut părinții și să le mulțumesc pentru tot ce fac pentru mine și pentru că mă susțin. Vreau să-i salut pe frații mei, pe bunicile mele și pe toate rudele mele, pe colegi și pe toți prietenii. Așa, Gabriela? Eu vreau să-mi salut familia, colegii, prietenii. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și domnului Marcel și domnului Liviu, părinților și tuturor. Așa, și Victoria, tu pe cine saluți astăzi? Eu vreau să-i mulțumesc încă o dată Carinei pentru invitație și vreau să-mi salut familia, să salut pe doamna dirigintă Manu Dana, să-mi salut colegii, pe prietena mea Daria, să vă mulțumesc la dumneavoastră și la domnul Marcel pentru că m-a ajutat să aduc atâtea cântece în repertoriul meu personal și să nu uităm toți lăpușenii. Toți lăpușenii și toți telespectatorii din toată țara, pentru că ne urmărește toată țara și îi salutăm pe toți cu mare drag, le dedicăm toate cântecele de astăzi. Și acum trimite microfonul, că acum o să-i dau microfonul la Carina, pentru că vreau să-ți dau ocazia să mulțumesc și tu celor dragi sau cui consideri tu că ai de mulțumit și să saluți pe cei de acasă. În primul rând vreau să salut pe dumneavoastră, domnilor profesori, pentru că m-a ajutat cu studiul orelor și pentru că m-ați ajutat să creez aceste două cântece personale. Vreau să-mi salut, în primul rând, mătușa Buda Veronica din Suci, care m-a ajutat la crearea versurilor. Vreau să îi mulțumesc mamei mele pentru că i-a pus melodia la aceste cântece. Vreau să salut pe toate persoanele care au participat la videoclipuri, în special lui Denis Herman. Și cam atât. Și toate fetele care astăzi au venit la mine alături. Da. Așa, eu zic să-i cântăm la Carina un la mulți ani, ce ziceți? Da. Hai să cântăm un la mulți ani, pentru că așa este frumos, și să-și pună o dorință și să sufle în lumânare și să sperăm că acea dorință se va îndeplini. Tu te gândești la o dorință până să cântăm noi, da? Da. Așa. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, Carina să trăiască, la mulți ani. La mulți ani, Carina! Hai să vedem să supli și lunarea. Ți-ai pus dorința, da? Da. Ok. La mulți ani! La două, trei, la 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 la. Frunză verde a pobului, la 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 la. Ciudă lila, două, trei, la 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 la. Să poată mare o trădi, la 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 la. La 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 la.
mă cămeieșă cu flori, la 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 la. Și-s dragă la feciori, la 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 la. Că mă cămeieșă cu flori, la 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 la. Și-s dragă la feciori, la 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 la. Zadile cu floriță suche, la 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 la. Feciori să nu mă uite, la 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 la. Ampole în patru lați, la 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 la. Cu colți mândri înconjurați, la 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 la. Ampole în patru lați, la 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 la. Cu colți mândri înconjurați, la 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 la. Și cu ele la 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 bădița ies pe plac, la 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 la. Badeam eu îi lăpușan, la 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 la. Îl cunoști după suman, la 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 la. Badeam eu îi lăpușan, la 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 la. Îl cunoști după suman, la 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 la. După suman și cură, la 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 la. Că-i sclip ce spun de păie, la 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 la. În cap poartă clop cu struț, la 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 la. Multe l-ar vrea de drăguț, la 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 la. În cap poartă clop cu struț, la 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 la. Multe l-ar vrea de drăguț, la 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 la. Că-i frumos și de omenie, la 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 la. La 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 la. Are vorba ca mierea, la 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 la. Nu-l las la niciuna, la 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 la. Dor cu dor, la 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 la. La fântână sub șatra mă întâlnesc eu cu badea, la 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 la. Ei mărg floale în turna și-l zăresc pe bădița, la 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 la. Ei mărg floale în turna și-l zăresc pe bădița, la 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 la.
coasă-n pustă, cu clopuțitie în gustă, la 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 la. Și îmi face să-mi cu clopul, să mă duc să-mi torn pologul, la 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 la. Eu-i fac să-mi scună frama, să vie a umbra asta, la 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 la. Eu-i fac să-mi scună frama, să fie a umbra asta, la 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 la. Apoi bag eu mă mai vedea, la 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 la. Dacă om lucra orba, or lăsa l-om altora, la 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 la. Fânul trebuie înturnat, or ne va de deluat, la 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 la. Fânul trebuie strâns cătiță și tu bai de-mi cerguriță, la 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 la. Fânul trebuie înturnat, ori ne bate de luat, la 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 la. Fânul trebuie căptițât și tu bate de pețât, la 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 la. Thank you.
măi. Lai la 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 la, cum nu vei.
festa, aquí es aquí, la 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 la. La la la, cum ar inima
mea, la la la, când mi dor de pătița, la la la. Peste vâlceale, la la la, inimă cu doruri grele, la la la, duce-te aș peste vâlceale, la la la, în mijlocul cotrului, la la la, la umbru ca bradului, la la la. Că-ți-o fost viața dragă, la la la, în mijlocul codrului, la la la, la umbru ca bradului, la la la. Cucu să-ți cânte pe creangă, la la la, că-ți-o fost viața dragă, la la la. Când faci ultimul drum, cei dragi îl petrec plângând. Când vine omul pe lume, toți îl așteaptă râzând. Și când faci ultimul drum, cei dragi îl petrec plângând. Așa-i viața trecătoare, astăzi vii, mâine te duci, să trăiești și să te bucuri, cât ai vrea tot nu apuci. Așa-i viața trecătoare, ca o pasăre în zbor. Azi ești tânăr și în putere, mâine ești bătrân și mori. Viața asta e tare scurtă și se duce ca un gând. Tot muncind, făcând avere, ți se duc anii pe rând. Cresc coptii, vin nepoții și-i cadusă viața ta. Și oricât de mult ai plăti, aleta nu poți cumpăra. Așa-i viața trecătoare, astăzi vii, mâine te duci, să trăiești și să te bucuri, cât ai vrea tot nu apuci. Așa-i viața trecătoare,
Azi ești tânăr și în putere, mâine ești bătrân și mori. S-o dus viața în grabă și cu toate ai gătat, dar de-ai ce lăsa în urmă, mergi cu sufletul păcat. S-o dus viața în grabă și cu toate ai gătat, dar de-ai ce lăsa în urmă, mergi cu sufletul păcat. Așa-i viața trecătoare, astăzi vii, mâine te duci, să trăiești și să te bucuri, cât ai vrea tot nu apuci. Așa-i viața trecătoare, ca o pasăre. Azi ești tânăr și în putere, mâine ești bătrân și mori. Așa-i viața trecătoare, astăzi vii, mâine te duci, să trăiești și să te bucuri, cât ai vrea tot nu apuci. Așa-i viața trecătoare, pasăre în zbor. Azi ești tânăr și în putere, mâine ești bătrân și mori.